Bună, dragele mele! În acest video vă arăt calendarul advent de la Balea. Sunt tare bucuroasă că l-am găsit și eu. Mi l-am dorit și anul trecut și nu l-am găsit, dar de data asta am fost în DM la Reșița și l-am găsit. Și parcă am dat 90 de lei pe el. Și să vedem ce conține. Abia aștept să-l desfac împreună cu voi. Pentru că eu nu mai am răbdare pentru la Crăciun și o să-l desfacem mult mai repede împreună. Imediat să rup folia asta. Și da, am să-l las aici să văd, să pun și ăsta mai încoa. Și să începem. Unde avem numărul 1? Este aici. Să desfacem. Să vedem ce este. Cred că o cremă ceva micuță, pentru că scrie nemțește. Nu știu nemțește. Glicerină. Probabil că o cremă de mâini am să mă interesez. Deci ăsta este la numărul 1. La numărul 2. Să vedem ce este. Aici avem un gel de duș. Miroase bine. La 50 de mililitri. Îmi plac că sunt așa micuțe și drăguțe. Pentru a le lua în călătorii, sunt foarte faine la dimensiunile astea mici. Unde avem numărul 3? Pentru că nu îl văd. Aici 4, 20. Nu avem 3, sau? Trebuie să fie și 3. Ba, aici este. La numărul 3 avem o cremă cu vitamina C și E. Asta fi pentru față ceva? Sau tot pentru mâini? Este așa micuță și aceasta, foarte drăguț ambalajul. Să vedem la numărul 4. Deci la numărul 4 avem un șampon, scrie șampon pe el, tot la 50 de mililitri. Da, îmi place mult și ambalajul. La numărul 5. La numărul 5, nu știu ce avem aici, o fi o loțiune, ceva de față. Da, vreo loțiune tonică sau apă micelară, ceva. Dacă știți voi, puteți să lăsați în comentarii. Dar am să caut pe net mai multe detalii. Poate se pricepe cineva mai bine. La numărul 6. Unde este 6? Pentru că nu îl văd. Ups. Sus avem 7, dar 6-le nu îl văd. Să mă uit mai bine. Ba, l-am găsit, este mai mic. Aici așa. Ce avem aici? O cremă de buze, ceva? Ba, ce micuță este. Ce avem? A, nu, cred că este... Da, o hârtie de aia, de lipit, așa micuță, cu model de Crăciun pentru agendă. Scrie papir. Da, ceva bandă de aia pentru lipit. Apoi, la 7, unde e 7? Că l-am văzut mai devreme. Aici sus este ceva mai mare. A, la 7. Avem niște plasturi din ăștia pentru ochi.
Ăștia îmi plac, abia așa se folosesc, sunt cu vanilie pentru cearcăne. Deci la 7, la 8, ce avem aici jos? Iar o loțiune de corp. Da? Cu vanilie și cocos, tot la 50 de mililitri. Numărul 9. Aici așa avem 9. Avem un gel de duș peeling. Da, tot la 50 de mililitri. Deci, 9 la 10 este aici jos. Avem, mi-a căzut jos. Aici avem iarăși ceva, o cremă sau un gel de spălare pentru față. Este tot un fel de cremă. Am să văd pentru ce este. Da. La numărul 11. Unde este? Și acolo am deschis, aici e 12. Numărul 11. Chiar nu-l văd. Un pic să mă uit mai bine. Ah, l-am văzut. Este aici așa. La numărul 11 avem ceva, iarăși, cremiță mică de 20 de mililitri. Dar am să dau traducerea pe internet să văd ce înseamnă fiecare, pentru ce se folosește. Deci, la numărul 12 l-avem aici. Avem iarăși ceva loțiune tot la 20 de mililitri sau ceva ulei, nu știu ce se află aici. Da, un ulei. Probabil că este pentru corp sau pentru păr. Dacă știți, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Dar miroase bine. La ce număr am rămas? Că nu mai știu. Cred că 13, care se află aici. Aici iarăși avem un gel de duș, cremă. Așa micuț. Miroase și asta bine, ca și uleiul acesta. Ceva biscuiță scurțișoară. Da, la numărul 14. Unde suntem? Aici, așa. Avem ceva micuț, iarăși. Tot o cremă. Dacă pot să o și scot. Vitamina E. Deci o cremiță mică de 10 mililitri. La numărul 15 se află aici lângă 14. Avem ceva, un balsam de buze, cred că este acesta. Să le pun aici produsele. Să le vedeți. Și voi sunt atât de drăguți, așa micuțe. Îmi plac tare mult, sunt simpatice. Și este o idee bună cu aceste calendare. Pentru că așa le puteți testa și vedeți care vă plac. Și le puteți lua în dimensiunea mare.
Apoi, la numărul 16, avem aici ceva iarăși. Cred că o mască pentru păr. Har masche. Cred că o mască pentru păr. La numărul 17, care este aici. Aici avem un spray ceva de corp sau pentru păr sau loțiune tonică, nu știu ce este asta. Harduft, cred că pentru păr ceva tratament. La numărul 18, unde este? Îl avem aici jos. Aici avem un șaumbet. Ceva? Șampon? Sau iar gel de duș? Da, probabil că un șampon, ceva. La numărul 19 este aici sus. Aici. Nu știu ce avem iară. Tot ceva, o mască, probabil tot de păr. Numărul 20 este aici așa. Avem ceva cu vanilie, boost butter, o fi vreo cremă de corp iarăși. La numărul 21 îl avem aici. Avem tot un gel de duș mini. Miroase ok și ăsta. Ce mai avem? Numărul 22, care se află aici. Îmi place tare mult să desfac calendare din astea. Aici avem neci creme, cred că o cremă pentru noapte, probabil că de față, la 20 de mililitri. La numărul 23, care se află aici jos. Mai avem ceva? O loțiune din asta. Asta nu știu ce înseamnă. Probabil tot ceva pentru față. Deci am două loțiuni din astea și un ulei. Din ce am văzut până acum. Și ce mai avem? Numărul 24, unde este? Aici, așa. Și aici avem iarăși o mască, ceva. Da, touch maske, o mască pentru față. Și cam asta a fost calendarul, dragile mele, de la Balea. Foarte drăguț. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like. Dacă vă face plăcere, lăsați un comentariu. Eu vă pup și vă urez o zi frumoasă. La revedere!